vestea momentului în muzica populară. Orchestra a lăutarii de la Chișinău ar putea fi dirijată în scurt timp de Corneliu Botgros, fiul maestrului Nicolae Botgros, care recunoaște că vrea să o încheie după 45 de ani împliniți la conducerea acestui colectiv artistic. De altfel, acest lucru s-a întâmplat deja recent la Iași, în cadrul concertului La mulți ani de sărbători al interpretului Ion Paladi, unde lăutarii erau dirijați de Corneliu Botgros, iar maestrul Nicolae Botgros a apărut doar periodic în scenă. Totodată, rândul violoniștilor începea cu nepotul lui Nicolae Botgros, Cristi, fiul lui Corneliu. Spectacolul a avut loc în luna decembrie 2023 la Teatrul Vasile Alexandrii din Iași. Iar pe afișă era anunțată Orchestra Națională din Chișinău, Lăutarii, dirijată de maestrul Corneliu Botgros și maestrul Nicolae Botgros în timp ce Ion Paladi repeta în fața spectatorilor că orchestra lăutarii este dirijată de nașul său Corneliu Botgros, interpreta Monica Angela Mintea, de pe aceeași scenă, că noul dirijor este fiul maestrului Nicolae Botgros.